Bună dimineața, Dani, bine v-am găsit. Rareș Toader este campion balcanic la aruncarea greutății și se spune Hercule din România. Bună dimineața! Bună dimineața! De ce Hercule? Păi, în primul rând, este o poreclă spusă din pandemie, ca să spun așa, pentru că primul lucru pe care l-am făcut când am ajuns acasă, în izolare, a fost să ridic un bolovan de 50 de kilograme. Asta a fost o formă de menținere. Iar dacă ai puțină încredere în mine, adică cred că am puțină încredere în mine, îți pot și arăta și demonstra de ce mi se spune Hercule de România. De ce? Ia să văd. Numai puțin. Dacă îmi voie să te ridic. Am înțeles. Poți să faci genoflexiuni? Exact. Eu am 53 de kilograme, deci pentru tine sunt ca un fulg de nea, nu? Exact. Eu ridic la antrenament undeva la 50 de tone adunat. Deci nu este o problemă să te ridic. Înțeleg că mai ai 30 de centimetri, nu? Pentru a te califica la Jocurile Olimpice. Exact, exact. Să sperăm că voi obține această calificare chiar luna asta, de ce nu, la campionatele naționale. Și până atunci mă pregătesc în test, după cum se vede. Spune-mi, te rog, tu inițial ai fost portar, nu? Ai început făcând fotbal. Fotbalul am început ca și portar, aveam 11 ani. După care m-am axat pe atletism din cauza că am descoperit o nouă probă. Provii dintr-o familie de sportivi. Da, bunicul meu este fost atlet de performanță. Spune-mi, te rog, care este recordul mondial? 23 de metri. Și tu cât ai aruncat până acum? 20-79, cea mai bună performanță. Și te gândești, este visul tău să te pășești? Deocamdată mă gândesc la calificarea de la Jocurile Olimpice, poate la o medalie, după care pas cu pas să ating și acest record. A fost bine sau mai puțin bine pentru tine faptul că Jocurile Olimpice s-au amânat? Pentru mine a fost bine deoarece am 24 de ani și proba asta de aruncare a greutății este o probă de maturitate unde se performează între 25 și 30 de ani, deci practic sunt abia la începutul apogeului, începutul carierei și să sperăm că voi progresa cel puțin un metru. Câte kilograme ai tu? Eu am 130 de kilograme, această greutate are 7,260 kg, este o greutate standard cu care se aruncă și la Jocurile Olimpice. Și acum, dacă îmi permite să fac o demonstrație... Te rog frumos, dar spune-mi, tu ții vreo dietă, ceva? Aveți un regim anume? Avem un regim mai de spartan, ca să spun așa. Adică mâncăm foarte multe calorii, foarte multe proteine și avem un nutriționist care se ocupă. Salate? Și salate, da. Mai rar, nu, mâncați salată. Văd că ai și foarte multe tatuaje, nu? Da, am câteva tatuaje, mai exact 6. Ultimul este cel de pe brațul drept, care este făcut în pandemie. Ce... probabil din plictiseală. Ce scrie acolo? Fortis Fortuna Adiuvat, este în latină, care înseamnă că soarta îi favorizează pe cei puternici, așa m-am regăsit eu. Și ridici chiar 50 de tone la un antrenament, nu? Da, antrenamentele constau în aruncări, viteză, forță, sărituri, iar un antrenament de forță poate duce chiar până la 50 de tone într-un antrenament, per total. Rareș, la final, mă înveți și pe mine să fac o aruncare, te rog frumos, vreau să mă vadă colegii mei din platou, imediat. Așa, deci, eu vreau să fac acea aruncare prin rotire, da? Da. Așa, sunt bine? Ok. Așa? Da, piciorul stâng în față, ok, te întorci. Te întorci cu partea cealaltă. Ai depășit-o, nu-i contează. Face ea pe... Da. Care acum pune-le aici, da, și aruncă. Ia. Așa. Exact, împinge. Ia uite-o. Ok. Și-a dat în genunchi. Super. Dacă îi dădea Rareș fierul de călcat, fierul de călcat să arunce după unul de a enervat-o, bătea recordul. Da. Florian, am 1000 de întrebări când văd 130 de kg de om, nu mai forță. Eu am 1000 de întrebări, nu știu, trebuie să le punem după. Cum ar fi? De exemplu, cum arată iubita lui?
O fi vreo minionă, de 1,50, îți dai seama, o ia, o duce în plasă dacă se supără. Mm. Poate are o... iubita lui, de exemplu, gătește foarte bine și parte din calorii le face ea. Sau l-a părăsit o fată pentru că trebuia să-i gătească de 18 ori pe zi. 18 ori pe zi, da. Astea sunt întrebări, că așa știu și eu că împinge bila aia. Cât ai zis că are bila? 7,5 kg. E mult. Ea apare mică, dar e foarte mult. Nu știam că există o astfel de sală la interior. Plus că... Cu ciocanul bănuiesc că nu aruncă. Nu știu cât de înrudiți sunt ei cu discarii și cu cei cu... Păi ar trebui să fie, nu? Nu știu, dar știu că am încercat și cel mai enervant la bila asta este că n-ai de ce să o apuci. Da. N-ai... Ți-aduce aminte de familia Grasu, amândoi aruncători și ea, da. și el. Era interesant acolo să vezi mesentiz. Mamă, da. Da. Să mergi la o masă de Crăciun cu oamenii ăștia, oameni serioși. Bun, hai să ne revenim. Poate v-am dat așa un Embolt și vă apucați. E și urât afară, unde să te duci, decât la un antrenament.